Iulia a suspinat greu și s-a uitat prin bucătărie. Totul părea să fie în ordine, nu era nicio pată nicăieri, exact așa cum îi plăcea ei. Cina era pe aragaz, copiii erau hrăniți, acum era liberă să facă lucrul ei preferat. Numai că mai întâi trebuia să facă un duș. Iulia și-a dat jos șorțul și l-a agățat pe spătarul unui scaun. S-a dus în dormitor, a luat un halat proaspăt și s-a îndreptat spre baie, făcând un duș rapid, apoi s-a schimbat. Doamne, ăsta nu se încheie la nasturi, a bombănit Iulia în timp ce încerca să încheie nasturii de la halat. S-a uitat tristă la ea însă și în oglindă. Da, se îngrășase puțin în ultima vreme. Iulia s-a încruntat. Nu puțin, ci mult, și începea să se observe. Își cumpărase această rochie de casă cu o lună în urmă, pentru că toate cele vechi erau prea mici pentru ea, iar acum era deja descheiată. Iulia, fără să se uite în oglindă, și-a legat părul într-o coadă strânsă, de perete, în golul halatului. A alergat repede în dormitor, a deschis tulapul, s-a uitat tristă prin toate rafturile. Ei bine, nu prea avea de ales, aproape toate lucrurile deveniseră mici, iar Iulia nu se grăbea să achiziționeze o garderobă nouă. Existau două motive pentru asta. În primul rând spera să slăbească, iar în al doilea rând nu avea bani în plus pentru a actualiza și a întreaga garderobă. Iulia încă nu lucra, după nașterea copiilor, soțul ei a asigurat singur cheltuielile familiei pentru a actualiza garderoba. Ia și cele trei salarii ai soțului nu ne mai ajung. Trăia. Suspinând, Iulia a scos tricoul lung pe care îl purta când era însărcinată cu Olga, a vrut să-l taie în zdrențe, dar nu a reușit să pună mâna pe el. Ei bine, acum va trebui să-l folosească din nou, trăgându-le peste trupul ei gras. Îmbrăcându-le, Iulia a observat cu satisfacție că arată destul de decent. Nu-i chiar așa de rău, Iulia, nu vorbi despre tine rău. Tocmai ai dat naștere la doi copii, ai o formă magnifică, ar trebui să fii fericită. Când erai tânără... Nu te puteai lăuda cu un bust atât de magnific, a spus ea, privindu-se în oglindă. Iulia s-a uitat în camera copilului. Dumitru și Olga se jucau. Peste o oră trebuia să-i culce, iar între timp putea să se pregătească pentru munca de pe logie, apoi poate copiii și să se așeze la treaba ei preferată. Iulia s-a dus la logie, a aprins lumina. Cât de norocoși au fost să cumpere acest apartament! era doar o lopce imensă. În ea încăpeau în liniște toate cele necesare pentru hobiul preferat al Iuliei, care o făcea să uite de tot ce se întâmpla în lume. Iulia visa să devină sculptoriță și se apucase cu gândul să-și îndeplinească visul. A început să aranjeze cu drag uneltele de pe masă. Spatula și cuțitele, bețele la fel era și o planșă pentru modelaj. Scoțând un pachet de lut, l-a așezat cu grijă pe masă apoi a așezat toate uneltele în ordinea în care i-ar fi fost de folos astăzi. Un zâmbet i-a jucat pe față. Iulia nu învățase niciodată să modeleze în mod profesionist, nu avea studii artistice, dar avea un dar. Îi plăcea să modeleze din plastilină încă din copilărie. Făcea astfel de figurine pe care profesorii de la școală le duceau la expoziție. Adora să modeleze și era foarte tristă că, atunci când a plecat din casa părinților, mama ei a aruncat toate exponatele pe care fata le păstrase cu atâta dragoste timp de mulți ani. Dar după școală nu mai avea timp pentru modelaj. A vrut să devină medic, dar nu a reușit să intre la universitate și a mers la facultate. După ce a absolvit facultatea, a vrut să intre într-un institut, dar l-a întâlnit pe Ion. Șase luni mai târziu era deja însărcinată, iar ei s-au căsătorit. A început viața de familie, din cauza căreia Iulia nu a avut absolut niciun timp să se angajeze în hobiul ei. Iulia și-a amintit din nou că a vrut să meargă la universitate după ce Dumitru a crescut, dar a rămas din nou însărcinată și au avut-o pe Olga. A fost mai calmă decât Dumitru, iar Iulia avea mai mult timp liber. A început să studieze informații pe internet într-o zi a dat peste un videoclip în care o femeie învăța să modeleze sculpturi frumoase din lut. Iulia a urmărit câteva lecții și a decis să încerce. A reușit. Și-a amenajat un atelier pe loc unde putea crea frumusețe. Iulia s-a trezit și s-a uitat la ceas. Era timpul să pună copiii la culcare. Copiii ei și ai lui Ion nu erau capricioși și ea s-a descurcat în 15 minute. Nu a fost nevoie să stea mult timp în picioare. Iulia i-a sărutat pe copii, le-a urat noapte bună, a stins lumina și s-a îndreptat spre logie. Și-a pus un șorț și a început să lucreze. În curând, o figură complicată a început să se contureze sub mâinile ei. Iulia era capabilă să modeleze chipuri, capete de oameni și figuri de animale. Acum dădea de frâul liber fanteziei și uita de tot ce se întâmpla în lume, pierdea chiar și noțiunea timpului. Era ca și cum s-ar fi aflat într-o altă realitate. Pe pervazul ferestrei se afla un mic reportofon, care redau muzică liniștită și pașnică. Ochii ardeau, iar mâinile îi se mișcau încetat. Iulia era în elementul ei. Când soțul ei venea de la serviciu, soția infatuată nici nu auzea nu găsind o în bucătărie, și-a dat seama imediat că se afla pe logie. Stând în pragul ușii, Ion a urmărit ce făcea iubita lui. A strigat-o pe nume încet, dar ea nu a auzit. Iulia, sunt aici, a spus din nou Ion, dar Iulia era toată întreabă. Atunci Ion a intrat cu prudență în logie și a atins ușor umărul. Doamne! A exclamat Iulia. A sărit în scaun și a tresărit chiar atunci o bucată de lut a căzut de pe figurină. Dar ce faci? Ți-am spus să nu mă sperii când lucrez. Uite ce ai făcut. Aproape am terminat și tu ai stricat totul, a spus Iulia, supărată. Ion s-a încruntat. De ce mă învinovățești pe mine? Te-am chemat și nu ai răspuns. Doar te-am atins și ai tresărit cu mână. Dacă nu mai fi speriat, n-aș fi tresărit. A bombănit Iulia, încercând să reatașeze o bucată din figurina căzută. Dar n-a fost de niciun folos, figurina era distrusă. Iulia a pus bucata căzută pe masă cu supărare și s-a uitat la soțul ei. Puteai să mă lași în pace, cina este pe aragaz. Puteai să mănânci singur, iar eu aș fi terminat aici, a spus ea. Nu te văd destul de mult cu turele astea. Mă gândeam că vei sta cu mine în seara asta. Nu ne vedem aproape niciodată. Eu mă duc la serviciu, tu ești pe logie. Eu mă întorc de la serviciu și tu ești din nou aici. Parcă nu faci nimic altceva a răspuns Ion cu o privire nemulțumită. Serios, cina singură se pregătește. Și copiii se hrănesc singuri, se spală singuri, se pun la culcare și își spală singuri rufele. Și altcine va face și curățenie, cred. Ion a deschis gura, dar nu a spus nimic. Iulia a suspinat și a închis ochii. Erau din nou certurile acelea. Deveniseră din ce în ce mai frecvente în ultima vreme. Trebuia să se adune și să se calmeze. A suspinat și a spus soțului ei mai calm. Bine, du-te și spală-te, mă întorc imediat, îți încălzesc cina. Oricum nu mai e nimic de făcut aici. O să încerc să repar mâine, Du-te, voi ascunde toate uneltele, spuse ea. Ion a plecat. Iulia a început să-și curețe masa. Era foarte nemulțumită. Totul mergea atât de bine până când soțul ei a venit acasă de la serviciu. O deranja mereu. Dar când Iulia a pus totul la locul lui, s-a liniștit. Ion a avut dreptate. Nu mai vorbise răcutura lui de zi de aproape patru zile. S-a dus la baie, s-a spălat bine pe mâini și pe față, apoi și-a aruncat șorțul în mașina de spălat și s-a dus în bucătărie. Ion își făcea un ceai. Și-a privit soția din cap până în picioare, zăbovind asupra tricoului ei vechi și elastic. Ce aspect a Iulia? a murmurat el. Iulia s-a uitat în jurul ei ca și cum ar fi văzut-o pentru prima dată. A ridicat din umeri. Ce e în neregulă cu aspectul meu? Aspectul de lucru, Ion, ai haine de lucru. Am haine de lucru. Gândește-te la ea ca la uniforma mea de muncă. Iulia a râs puțin, crezând că era o glumă bună. Cu toate acestea, fața lui Ion nu s-a schimbat. Era clar că nu era mulțumit de vederea soției sale. Iulia și-a încălzit în tăcere cina târzie și a pus farfuriile pe masă. Ion s-a așezat și a început să mănânce. Iulia și-a făcut un ceai și s-a așezat lângă el. S-a uitat la soțul ei, dar acesta și-a întors privirea. Conversația nu mergea bine. Stăteau la masă în tăcere. În ultima vreme, ceva nu mai era în regulă între ei. Bineînțeles, Ion era foarte obosit. Era o familie obișnuită. Soțul nu era bogat, lucra la fabrică ca muncitor în schimburi, iar în weekend făcea taximetrie pentru a câștiga un ban în plus. Gospodăria și lipsa banilor mâncau tot romantismul vieților de familie. Pasiunea dintre ei dispăruse de mult timp, dar Iulia încă mai credea că totul era bine. Se iubeau, se respecta unul pe celălalt, iar pasiunea trece cu timpul, nu-i așa? Deși, probabil este prea devreme să vorbim despre asta, pentru că se împlineau doar opt ani de la nunta lor. Erau tineri și plini de vigoare, dar se comportau ca și cum ar fi avut deja 50 de ani. Când Iulia a dat naștere celui de-al doilea copil al lor, Ion a susținut-o și a ajutat-o. Ea i-a spus cât de bine ar fi dacă ar putea lucra cu jumătate de normă de acasă își alesese un hobby, voia să modeleze sculpturi din lut și ipsos și să le vândă, dar avea nevoie de pregătire. Dar mai întâi a vrut să încerce singura acasă și apoi să găsească niște cursuri. Lui Ion i-a plăcut ideea. S-au dus, au cumpărat tot ce aveau nevoie și, timp de trei ani, Iulia și-a făcut hobby-ul acasă. Cu toate acestea, copiii creșteau, iar banii lipseau din ce în ce mai mult. Nici vorbă de cursuri și Ion și-a dat seama că Iulia nu va câștiga banii atât de imediat, așa că bucuria lui față de noul hobby al soției sale s-a estompat treptat. În ultimele câteva luni, el se plângea adesea că ea face doar asta și aia, pierzând inutil timp prețios. Iulia a încercat să-l convingă că totul este înainte, că va reuși, dar Ion nu a crezut-o. Cum te descurci la serviciu? A întrebat Iulia veselă, încercând să înceapă o conversație cu soțul ei. Ion a privit-o nefericit și i-a răspuns. Mă întreg de parcă aș lucra într-o bancă. Ai uitat că la serviciu poate fi ca de obicei. Te întreg câte ce am târât astăzi sau cât de rău m-am certat cu femeia de la Macara. Câteva cuvinte urâte a spus la adresa mea sau cum am fost chemat de maestru să mă certe. Mormă el. Iulia a roșit ușor. Nu așa trebuia să înceapă conversația. Nu, desigur, voiam doar să știu dacă ești obosit astăzi. Poate că am putea să ne uităm la un film sau să bem ceva, mâine ai liber. Avem o sticlă de vin, putem să o deschidem, să bem un pahar, a sugerat ea. Ion aproape că s-a necat. Iulia, ce fel de vin trebuie, să iau cu taxiul dimineața? Ai uitat. Dacă vrei, mănânc și mă duc la culcare. S-a făcut liniște, Iulia și-a dat seama că nu se putea conta nimic într-o seară privată. S-a mai așezat câteva minute lângă soțul ei, a spălat o ceașcă și a spus. Nu vreau să mă culc încă. Poate că tu vrei. O să mă așez pe loccie. Am câteva schițe de desenat. Noapte bună. Noapte bună. A murmurat răspunsul lui nu știu când soțul ei a plecat și s-a uitat după ea încă câteva minute. S-a încruntat pentru că în capul lui erau niște gânduri foarte neplăcute care îl țineau ocupat și îl împiedicau să se relaxeze. Observase și el că ceva nu mergea bine între el și Iulia în ultima vreme. Deci, ce să glumească, se întâmpla de mult timp. Totul a început când s-a băgat în sculptarea aia fără valoare. Din acel moment, Iulia s-a schimbat. Înainte era veselă, îi plăcea să se plimbe, mergeau des în vizită. Din momentul în care a născut-o pe Olga, și s-a așezat pe locgea ei, ca și cum ar fi schimbat. Acum Iulia încerca să nu mai iasă din casă. Desigur, mergeau la cumpărături, dar numai din necesitate. În vizită sau doar pentru a se plimba. Soția nu trebuia scoasă în oraș, ea nici măcar cu prietenii ei. Angela și Ina o chema des în vizită, dar Iulia mergea la ele doar la zilele de naștere. La telefon comunicau des, dar în afara casei Iulia aproape că nu ieșea. Fiecare minut liber îi plăcea să și-l petreacă pe locție, făcându-și prostiile. Ion era sigur că tocmai acest lucru a dus la răceala care se formase între ele. Iulia ducea un stil de viață sedentar. Acest lucru a dus la faptul că se îngrășase foarte mult. În mod faiersc, Ion a observat ce purta astăzi și-a amintit acest tricou vechi pe care îl purtase când era însărcinată cu Olga. Nu-și dăduse seama că ea îl lăsase. Chestia aia veche și zdrențuită ar fi trebuit să ajungă la gunoi de mult timp. Dar soția lui își luase libertatea de a-l îmbrăca și de a apărea în fața lui într-un mod atât de nepotrivit. Arăta ca o sperietoare de grădină. Îi era chiar rușine să se uite la ea. Dacă ar fi văzut-o vreunul dintre vecini, Ion ar fi căzut prin pământ. Bineînțeles, încă mai avea unele sentimente pentru Iura. Își dorea foarte mult ca soția lui să-și vină în fire. Ar trebui să renunțe la hobiul ei, nu face niciun bine, ci doar rău. Iulia nu făcea niciun ban, își pierduse frumusețea. În curând nu va mai putea urca pe logie, nu va mai încăpea pe ușă când își va da seama că trebuie să-și schimbe stilul de viață. Cum să-i transmită că face o greșeală iremediabilă? Gândindu-se la toate acestea, Ion a uftat și a pus farfuriile goale în chiuvetă. A vrut să le spele, dar s-a răzgândit. Las-o pe nevastă-mia să le spele dimineața, e bine să se miște, măcar își va întinde grăsimea. S-a gândit el, a zâmbit și s-a dus la culcare. A trecut ceva timp. Situația în familie devenea din ce în ce mai incinsă. Ion era nemulțumit de faptul că Iulia nu voia să se schimbe. Banii deveniseră și mai puțini, pentru că slujba cu jumătate de norma lui Ion trecuse pe sub radar. Concurența era prea puternică, erau prea mulți taximetriști, iar Ion aducea acasă bănuți. Ion a încercat să remedieze situația cu soția sa, sugerându-i să facă sport acasă. Iulia, sunt atât de multe videoclipuri pe internet, încât poți face ceva fără să pleci de acasă. Kiril mi-a spus că soția lui a slăbit în acest fel. Nici măcar nu a trebuit să meargă la un club de sport, a făcut doar videoclipurile de pe YouTube. Cred că este o idee bună. De ce nu o faci tu? I-a spus el. Iulia s-a încruntat și s-a uitat la soțul ei. Ion te gândești tu să spui, cum o să fiu acasă să fac. Nu avem unde și nici timp liber nu am. Păi, dacă nu mai faci modelaj, ai putea elibera locția, acolo e destul loc pentru lecții. Se apropie vara. Ai putea să renunți la hobby-ul tău pentru o vreme, ca să faci ceva pentru tine. Crezi că arăt atât de rău? Iulia s-a îngrijorat puțin. Nu e chiar așa de rău, vreau doar să arăți și mai bine am spus, e vară. Nu prea avem șanse să mergem la mare anul acesta, dar am putea merge la râu un weekend. Nu-ți va fi rușine să te dezbraci. Iulia nu i-a răspuns nimic lui Ion, el nu a reluat subiectul, dar și-a dat seama că arăta mai rău decât credea. Iulia nu a făcut sport, ci doar a ținut o dietă. Dar nu a ajutat prea mult, pentru că dieta trebuia urmată, iar i-a uitat să mănânce în timpul zilei și apoi se sătura seara. Ca urmare, a slăbit 5 kg într-o lună, dar nu era suficient. Trebuia să mai piardă încă 20 de kilograme. Ion a observat că soția lui a slăbit puțin și s-a înveselit. A complimentat-o în mod constant, a încercat să o stimuleze și să o încurajeze. El nu știa că ea era la dietă. Credea că făcea exerciții fizice când el nu era acasă. Dar a mai trecut o lună, iar soția nu a slăbit. Ion a început să se descurajeze din nou. Apoi s-a gândit că dacă ar ieși împreună, i-ar vedea cum arată alte femei și ar deveni deșteaptă. S-a gândit că ar trebui să iasă împreună. Și apoi a apărut cel mai bun prieten al meu, Kiril. Era ziua lui de naștere și i a invitat pe Ion și pe soția lui la o petrecere la el acasă. Kiril și soția lui locuiau în marea casă privată. Petrecerea avea să fie mare, urma să vină o mulțime de oameni. Era ocazia potrivită pentru ca Iulia să apară în public. Poate că va observa privirile oblice și își va da seama că trebuie să facă ceva în privința ei. Nu-i păsa dacă se făcea de râs pe sine sau pe soția lui. Era dispus să recurgă la măsuri drastice pentru a o face pe Iulia să-și revină. Să se facă de râs odată, dar apoi se va lăuda cu soția lui subțire, care după o asemenea scuturătură va slăbi cu siguranță. Cu toate acestea, când Ion i-a propus Iuliei să meargă în vizită, ea a refuzat categoric. Ion, ce musafiri, nu mă voi duce nicăieri, nu am o ținută potrivită. De cumpărat ai nevoie de bani, iar noi nu avem. Și oricum, nu cred că ar trebui să te duci. Trebuie să-i faci un cadou lui Kiril sau să-i dai bani, iar finanțele noastre sunt puține, știi. Ion s-a enervat. Ce ești tu cu adevărat? Kiril este cel mai bun prieten al meu, iar tu îmi sugerezi că nu pot merge la ziua lui de naștere. Chiar dacă nu am bani. Să știi că nu se va supăra dacă nu-i dau nimic. Dar dacă nu mă duc. Dacă tu nu vrei să mergi, mă voi duce oricum. Noi nu mergem nicăieri. N-am să ratez ocazia asta. Trebuie să ne distrăm, să uităm de problemele cotidiene, să ne distrăm, să socializăm. La urma urmei, dacă tu nu vrei, eu nu voi sta acasă cu tine. Poți să stai acolo și să-ți modelezi singur lucrurile. Prefer să mă duc să mă odihnesc, să socializez cu prietenii, să mă distrez cu oamenii. Și să beau ceva. Ei bine, du-te! Dacă ai deja astfel de relații cu Kiril. Du-te, distrează-te și cred că voi sta cu copiii. Ion a făcut exact asta. S-a dus la ziua de naștere a lui Kiril. A încercat să uite de familie, de soția lui, a vrut să se simtă tânăr. Ei bine, așa era. Avea doar 30 de ani. Kiril avea o soție foarte tânără, avea doar 20 de ani, multe dintre tinerele ei prietene erau prezente. Ion se simțea foarte tânăr printre un asemenea contingent. Uitase complet de faptul că avea o soție. Petrecerea a fost grandioasă și a durat până dimineața. Ion nici măcar nu a sunat acasă ca să o avertizeze pe Iulia că va întârzia. Nici ea nu l-a sunat, iar el s-a distrat de minune. Ion s-a îmbătat destul de tare. Chiril și soția lui l-au invitat pe Ion la un grătar a doua zi. Aveau de gând să aibă un grup mic de oameni pentru a petrece o mahașmureală și o masă delicioasă. Ion a fost de acord. A venit acasă la patru dimineața. Iulia dormea adânc. Ion era entuziasmat de petrecere și nu a putut dormi timp de aproximativ o oră, amintindu-și detaliile serii. Trecuse mult timp de când nu mai avusese parte de atâta distracție și timp. Iulia s-a trezit înaintea soțului ei. Nu s-a deranjat să-l trezească, aproape că era supărată pe el pentru că a întârziat atât de mult. A modelat singură figura până la două dimineața. A făcut o sculptură foarte frumoasă. Iulia a fost mândră de ea însă și. Ion s-a trezit la 11 și a spus Iuliei că va merge din nou la Chiril. Bineînțeles, s-a oferit să nu meargă cu el, dar știa că ea nu va fi de acord. Așa că așa s-a întâmplat. Iulia nu era fericită că soțul ei pleca din nou. Ea conta pe ajutorul cu copiii și cu treburile casnice, dar nu i-a spus nimic. La Chirin s-a adunat din nou o companie zgomotoasă de prieteni, erau multe prieteni ai soției lui. Când s-a apropiat de bar pentru a-și turna o bere, cineva l-a atins pe umăr. Poate și mi. auzit o voce cochetă. Ion s-a întors și aproape că i-a căzut maxilarul. În fața lui se afla o tânără frumoasă. Se uita la el și zâmbea. Părul ei frumos și lung îi cădea pe umeri, iar o rochie de vară ușoară îi dezvăluia sânii superb. Fata ținea în mâini un pahar gol și îl întindea lui Ion. Bineînțeles. Ce întrebare, cum poți refuza o asemenea frumusețe? Răspunse Ion zâmbind. Se simțea ca un bărbat. Această fată drăguță îi zâmbea atât de primitoare și promițătoare încât inima lui chiar bătea mai repede. De cât timp nu mai flirtase cu nimeni, iar această domnișoară era atât de frumoasă încât era o plăcere chiar și nu mai să vorbească cu ea. Ion i-a turnat fetei o bere și i-a întins un pahar. Te rog, iubito, bea cât te poftește inima, i-a spus el. Fata a adus paharul, cartea, fără să-și ia ochii de la Ion. A luat o înghițitură și a lins spuma de la bere care îi rămăsese pe buze cu limba ei moale și roz. Ion s-a simțit excitat. Își pierdea răsuflarea la această priveliște. Totuși, următoarea frază a fetei l-a adus cu picioarele pe pământ. Și de ce ești atât de familiar și cu mine? Te-am lăsat eu să faci asta. Zâm viclean, răspunse fata. Ion s-a făcut palidă. Și-a dat seama că exagerase. Trecuse prea mult timp de când nu mai socializase cu doamnele și uitase cum să flirteze. Îmi pare rău, nu am vrut să te jignesc, îmi pare rău. S-a bâlbâit. Haide, glumesc! Lumesc! Numele meu este Alina, iar tu ești. Ion? Haide, Ion, să dansăm, să ne jucăm! Cântecul meu preferat! Nu te voi ierta pentru nimic în lume dacă nu mă inviți la dans. Spuse Alina, lăsându-și paharul pe bar. A fost și cel mai bun dans din viața lui. A uitat de tot ce se întâmpla pe lume. Alina a fost o parteneră minunată. Nu numai că se mișca minunat, dar nu îl făcea să se simtă inferior, pentru că el nu știa să danseze deloc. Îi făcea complimente, zâmbea invitativ, își mișca șoldurile, apăsându-se strâns de el. După dans, fata i-a șoptit la ureche. Nu am mai dansat așa de mult timp. Mi-a plăcut? Mi-ar plăcea să o mai fac o dată, dar nu aici, ci într-un loc mai retras. Poate ai vrea să urci cu mine la etaj. E un loc unde nu vom fi deranjați. Ion a fost uimit de sugestie. Nu se așteptase niciodată ca această tânără fată să-i acorde atenție. Firește, a profitat de oferta ei generoasă și neașteptată. În toți anii de căsnicie, nu-și înșelase niciodată soția. Desigur, din când în când avea astfel de gânduri, pentru că problemele familiale și fi nu permiteau să se relaxeze, iar intimitatea între el și Iulia nu a mai fost de mult timp, așa că aventura amoroasă bruscă cu această tânără l-a entuziasmat foarte mult. Se pare că și Aline i-a plăcut totul, pentru că i-a dat lui Ion numărul ei de telefon și i-a spus că i-ar plăcea să se întâlnească din nou cu el și că ar fi și mai bine dacă el ar invita un oraș. Ion și-a dat seama că trebuie să pună punctul, așa că i-a spus fetei mai roșie de jenă. Alina îmi place foarte mult de tine, dar înțelegi, am copii. Nu mă cert cu soția în probleme, dar nu aveam de gând să o părăsesc, așa că nu știu dacă are sens să ne întâlnim. Bineînțeles, el chiar spera ca următoarea lor întâlnire să mai aibă loc, dar își dădea seama că Alina era prea tânără și nu avea nevoie de problemele altcuiva. Un bărbat care este mai în vârstă decât ea și care chiar și având în spate o încărcătură impresionantă sub forma unei soții și a unor copii, nu are deloc nevoie de el. Cu toate acestea, a fost foarte surprins când Alina a zâmbit, i-a luat mâna și i-a șoptit. Nu-mi pasă dacă ești căsătorit sau nu, eu fac întotdeauna ceea ce vreau. Îmi place și nu văd niciun obstacol în forma soției și a copiilor tăi. Dacă ne simțim bine împreună, de ce să nu ne mai vedem? Atunci poți decide dacă vrei să mă vezi sau nu. Nu-ți face griji, deocamdată nu mă deranjează. Nu am de gând să mă bag în viața ta. Să-ți sunt soția, să raportez despre întâlnirile noastre. Nu am nevoie de asta. Îmi cunosc valoarea, crede-mă. Nu mă interesează să intru în contact cu o femeie, crede-mă. Lui Ion nu-i venea să creadă ce fericire avea. Cum se întâmplase să fie atât de norocos? Acasă avea o soție și copii, iar aici se forma o amantă fermecătoare, care era de acord cu totul și care avea nevoie doar de el. Nu-i păsa de statutul lui, de muncă, de bani. Și-a dat seama că Alina era cu bani, nu se știe de unde, părinții o finanțau sau altcineva. Nu s-a gândit la asta și nici nu a vrut să știe. A vrut doar să iasă cu ea pentru că se simțea din nou bărbat. Și apoi s-a întâmplat ceva ce Ion nu plănuise deloc. Două luni mai târziu și-a dat seama că nu mai voia să fie cu soția lui. O dorea pe Alina. Nici fata nu era împotrivă să locuiască cu el, doar cu o singură condiție să divorțeze de soția lui. Ea nu a insistat, dar i s-a oferit un loc de muncă în alt oraș și peste o lună urma să plece. Așa i-a spus ea lui Ion. Dacă vrei să pleci cu mine, lasă-ți încărcătura în urmă. Sunt gata să mă întâlnesc cu tine luna aceasta, înainte de a pleca, dar dacă te bazezi pe mai mult, trebuie să divorțezi. Nu iau cu mine un bărbat însurat, nu vreau probleme. Nu poți să pleci așa, fără explicații. Va trebui să-i spui ceva soției tale, să recunoști că ai o amantă. O să înceapă să mă înjure, să mă sune, să vină cu copiii. Nu vreau așa ceva. Nu vreau astfel de ceartă. O să divorțezi. Poți să vii cu mine, nu mă deranjează. Vom începe o viață nouă. Cred că o să-ți placă. Ion s-a hotărât. Iulia nu se schimbase acasă, se certau în continuare la fel, dispărea mereu pe locgea ei, iar înfățișarea ei era deplorabilă și îi făcea greață. Și astfel, într-o seară, Ion și-a dat seama că era imposibil de amânat. I-a mărturisit soției sale că pleacă la o altă femeie. Iulia a fost șocată, nu știa ce să spună, nu se aștepta deloc la asta. Iulia a observat că în ultima vreme Ion devenise destul de indiferent, dar i se părea că pur și simplu nu voia să o atingă. Pe era recunoscătoare că o lăsa să facă ceea ce îi plăcea. Habar n-avea că el avea pe altcineva. Lacrimile îi veneau un ochi, deși Iulia nu avea de gând să plângă, știa că lui Ion nu-i plăceau lacrimile ei, îl deranjau. Și-a șters repede ochii și a întrebat jalnic. Ion, cum se poate? Eram bine, ce nu-ți place? Spune-mi, spunem tu, voi încerca să mă schimb. Te rog, avem copii, gândește-te la ei, eu nu lucrez. Cum o să trăim? Te rog, nu mă părăsi, sunt sigură că nu ești serios cu altă femeie. Nu pot să-mi faci asta. O să facem să meargă, o să facem tot ce putem ca să meargă. Îți amintești jurămintele pe care ni le-am făcut unul altuia. Asta nu înseamnă nimic pentru tine. Eram fericiți. Da, avem probleme acum, dar putem rezolva lucrurile dacă vrem. Te implor, nu pleca, nu mă părăsi. Ion a fost inițial dezgustat când Iulia a început să vorbească. Se aștepta ca ea să-și păstreze demnitatea și să-l lase în liniște să plece. Această plecăciune i-a provocat milă. Apoi s-a simțit brusc ciudat. Ea a spus că nu e serios cu o altă femeie. Dar ea își dă seama că el nici măcar nu se poate uita la ea. Nu-i place să doarmă în același pat cu ea, îl strivește. De parcă nu-și dă seama că este scârbă să fie în preajma ei. Ion nu s-a putut abține și a râs. Iulia s-a uitat la el cu groază. Îți dai seama măcar ce spui. Noi vom rezolva problemele stai pe loc geata zi de zi și nu-ți dai seama că te-ai îngrășat ca un porc. Privește-te în oglindă, mi-e scârbă să fiu un preajma ta, dar rămite ceva global. Am o prietenă mai tânără decât tine și care are o siluetă grozavă. Ea are grijă de ea și nu mă lasă să ies cu capul murdar sau cu respirația urât mirositoare. Iar tu o faci în mod regulat. M-am săturat de asta. M-am săturat de asta o să transformi copiii în cei de felul tău. Nu vreau să văd asta. Rămâi aici și fă ce vrei cu ei. Nu te mai poți baza pe mine. Îmi dau demisia și plec cu prietena mea. Ne căsătorim, îmi iau o nouă slujbă, cer divorțul. Nu voi revendica apartamentul, nu am nevoie de el. Ți-l las ție și copiilor, dar să nu te aștepți la mai mult de la mine. Așa și-am pachetat eu în lucrurile. După câteva ore a plecat definitiv, iar Iulia a rămas așezată în bucătărie, acoperindu-și gura cu mâinile, ca să nu țipe cu voce tare de durere și disperare. Nu știa ce să facă în continuare. Și nu avea absolut nicio idee despre cum va supraviețui singură în această lume, fără un loc de muncă și cu doi copii. Trecuseră doi ani de zile. Răsuflând greu, Iulia mergea încet spre casă. Astăzi era ultima picătură. Nu mai putea lucra la grădiniță. Ar fi vrut să plece, dar fusese concediată, iar directoarea nici măcar nu-i ceruse să lucreze timp de două săptămâni. Văzând disperarea de pe chipul Iuliei, după plecarea lui Ion, pur și simplu nu știa ce să facă. Una dintre cele mai bune prietene ale ei lucra la o grădiniță ca educatoare. Angelica s-a oferit să-i găsească un loc de muncă ca bună. Iulia a fost de acord. Angelica era mereu geloasă pe prietena ei, deși nu avea de ce să fie geloasă. Viața ei de familie nu a funcționat, soțul ei a părăsit-o, s-a îngrășat. Dar Angelica nu avea niciun soț, așa că era geloasă că modesta Iulia s-a căsătorit imediat după facultate. Când Angelica a aflat că Iulia fusese părăsită de soțul ei, i-a oferit cu bucurie un loc de muncă ca bonă la o grădiniță. A vrut să o îndoape, era o slujbă ingrată. Bona trebuia să facă toate treburile murdare, să se joace cu copiii, să se ocupe de toaletă și de curățenie. Angelica a regretat că nu a putut să o convingă pe prietena ei să se alăture grupului ei, s-ar fi distrat de minune cu ea. Conducătoarea a spus că are nevoie de o bonă pentru grup. Iulia a venit la grădiniță pentru a se întâlni cu directoarea. Natalia Mihailovna a plăcut-o, Iulia credea că totul va fi bine, că îi va plăcea slujba ei. Îi plăcea să se joace cu copiii. Firește a trebuit să renunțe la sculptare pentru o perioadă nedeterminată de timp. Prioritatea era să aibă grijă de copii. Iulia trebuia să muncească pentru a avea bani pentru a întreține. A fost foarte greu pentru ea la început. După absolvirea facultății, nu a mai lucrat niciodată a fost greu pentru ea să se întoarcă. Munca ca bonă era foarte grea. Tatiana era o educatoare strictă la grădiniță. Când Iulia a început să-i facă o remarcă, spunându-i că este prea strictă cu copiii, educatoarea a privit-o cu mânie. Abia o lună mai târziu, Iulia și-a dat seama că Tatiana se întorsese împotriva ei însăși. Femeia era răzbunătoare. Nu putea tolera criticile la adresa ei. Dacă o vedea pe Iulia încercând să-și consoleze copiii după pedepse, începea să țipe. Tu, ca ai studii superioare, că te amesteci în procesul educațional. Eu am pedepsit copilul, așa că el trebuie pedepsit. Ce drept ai tu să te amesteci? M-am plâns de tine, Nataliei, ea te va pedepsi. Vrei să rămâi fără primă, vrei ca copiii tăi să moară de foame. Gândește-te la ei când te amesteci. Uită-te la tine, vii aici să mă contrazici. Îți arăt eu unde e, încă o dată te voi vedea că te amesteci în munca mea educațională, vei regreta și nici nu mă voi uita la faptul că ești prietena Angelicăi. Oh, prietenele astea! De câte ori a încercat Iulia să explice Tatianei Grigori că nu are absolut nicio pretenție asupra muncii ei? A fost inutil. Profesoara s-a înverșunat împotriva ei și nu a mai perceput nimic. Iulia și-a dat seama că ar fi prea dificil să lucreze. A încercat să vorbească cu prietena ei, a rugat-o pe Angelica să o convingă pe Tatiana că Iulia nu era atât de rea. Dar Angelina nu a făcut decât să dea din cap cu reproș. Orașul și Iulia, de ce te amesteci unde nu ți se cere îngrijitoare? Este o castă aparte, iar tu, de dacă, făți treaba și nu te amesteca fără motiv cu copiii. Un copil s-a pișat, schimba pantalonii, îi curg muci, ștercel. Asta e treaba ta, curăță, pune mâncare afară, pune-i la culcare, asta e treaba ta. Educatoarea predă. Să nu îndrăznești să te bagi acolo, e vina ta, ești prea deștept, nu te comporți cum trebuie. Ce să-i spun Tatianei, e o femeie deșteaptă, cu experiență, lucrează de atâția ani. Dacă se comportă așa cu copiii, este ceea ce trebuie să facă. Nu există altă cale. Nu te băga, mereu îți pare rău pentru toată lumea. Oamenii ca tine sunt cei care îi fac pe fraieri să crească. Sunt ființe umane cu drepturi de pline. Probabil că-ți crești copiii în același mod, te vei agăța de fusta ta până la 40 de ani. Oh, Iulia, dacă știam că te vei comporta așa, nu te-aș fi pus aici. Mi-e rușine de tine acum. Tatiana o să creadă că am vrut să o supăr intenționat, că te-am pus cu ea. Iulia nu se aștepta la așa ceva din partea prietenei ei. După această conversație a plâns toată noaptea, a vrut să renunțe, dar și-a dat seama că trebuie să muncească, că trebuie să-și hrănească copiii și pentru asta trebuie să câștige bani. În același timp, ea va căuta altceva, va găsi ceva mai bun. Dar deocamdată suntem obligați să rămânem în acest loc. Când Iulia a încetat să o mai contacteze cu Tatiana, a devenit mai ușoară, nu s-a mai agățat, dar tot timpul se uita suspicioasă, așteptând o șmecherie. Iulia credea că totul este în regulă, a lucrat în acest mod timp de un an și jumătate, dar apoi s-a întâmplat ceva care a pus capăt muncii ei. S-a întâmplat în această dimineață. La grădiniță erau doi copii care se aflau într-un conflict permanent. Maria și Constantin. Maria avea părinți săraci, muncitori obișnuiți într-o fabrică, iar Constantin era fiul unor părinți bogați. Mama a venit să-l ia într-o mașină străină scumpă, toată în aur, diamante, mirosea parfum scump. Avea cel mai nou model de iPhone. Era stabilă, le schimba la fiecare șase luni. Pe mama o chema Anna. Tatiana se înregimenta constant cu ea, încercând să se facă favorită. Îi ducea regulat pachete, îi dădea cadouri de ziua ei. Nu doar dulciuri sau șampanie, ci ceva foarte scump. Tatiana nu a dezvăluit niciodată despre ce era vorba, dar purta în mod constant o brățară nouă de argint, sau un inel subțire de aur, sau cercei cu smaralde. Este clar că din salariul unui profesor nu poate cumpăra așa ceva. În această dimineață, Maria și Constantin au avut o mare ceartă. Constantina a lovit-o pe fată. Iulia a consolat-o adesea pe fetiță atunci când Constantin o rănea. I-a spus ceva. Trebuie să învețe să se apere singură. Și de data asta, Maria s-a apărat singură. Când Constantina a lovit-o, i-a luat o figurină de lemn reprezentând un câine și cu toată puterea ei a lovit-o cu ea în cap. Băiatul a sângerat și a țipat. A fost agitație. Tatiana a început să huiduie și să se audă. A fost chemată o asistentă. Slavă Domnului că tăietura era mică, nu a fost nevoie de copci. Sângele a fost oprit rapid, rana a fost sigilată cu o leucoplast. În decurs de o oră toată lumea s-a liniștit. Firește, Maria a fost pedepsită, deci fata a asigurat că Constantin a lovit-o. Avea chiar o vânătaie pe tâmplă, dar nimeni nu a văzut incidentul. Doar Iulie a crezut că Maria spunea adevărul. Toți ceilalți copii erau de partea lui Constantin. Toată lumea îl iubea, el îi trata constant pe copii cu dulciuri gustoase și scumpe. Maria a fost pedepsită, stătea într-un colț și plângea când venea mama lui Constantin. S-a stârnit o nouă agitație. Tatiana era gata să cadă prin pământ. Iulia fusese martoră la confruntarea Anei cu Tatiana și a decis să intervină. Să știți că nu a fost așa cum vă spune Tatiana. Îmi cer scuze, bineînțeles, dar trebuie să vă spun adevărul." Constantin a lovit-o tare pe Maria, are o vânătaie pe tâmplă, doar se apăra. S-a încruntat și a privit-o pe dedacă din cap până în picioare, apoi a răspuns arogant. Și cine ești tu și cine ți-a dat dreptul să vorbești cu mine?" Nu mi s-a părut că mă adresez ție. Mă numesc Iulia, eu sunt asistenta, ea este asistenta. Nu ar trebui să faceți atâta caz. Constantin e bine. El și Maria s-au împăcat, Maria a fost pedepsită, dar tu trebuie să vorbești cu Constantin. Mereu se ia de Maria și o agresează. Și a lovit-o azi primul. Știu asta cu siguranță. Așteaptă. În primul rând, bună, vezi-ți de treaba ta. Ți-ai uitat locul, așa că o să-ți reamintesc eu. Locul tău este în toaletă. Să cureți toaleta pentru copilul meu și să-l ștergi fundul. Și să nu mai deschizi gura niciodată. Pleacă de lângă mine. Nu vreau să vorbesc cu tine. Iulia a fost uluită de o asemenea insultă. Cum îndrăznești să vorbești așa cu oamenii? Doar pentru că ești bogată nu-ți dă dreptul. Da, curăți toaleta și îl șterg fundul fiului tău, dar eu sunt om, lucrez aici, am îndatoririle mele, iar datoria ta este să-ți crești copilul, iar tu nu pari să faci deloc asta. Ana a deschis gura uimită, apoi a început să țipe. Cum îndrăznești să-mi vorbești așa? Ai uitat cine ești? Am să te distrug. Nu vei mai pune niciodată piciorul aici. O să plătești o amendă pentru că vorbești așa cu niște părinți respectabili. Uită-te la tine, îmi spui cum să-mi cresc copilul. Ai grijă. N-am mai văzut niciodată atâta aroganță. Dacă aș fi știut că astfel de dădat ce lucrează aici, nu mi-aș fi adus copilul aici. Asta e o misiunea ta, Tatiana. De ce nu m-ai avertizat că e o astfel de persoană care lucrează aici? aș fi luat de mult timp măsuri să o țin departe de aici. Mă voi duce imediat la directoare, iar ea va fi concediată chiar astăzi. Dispar din fața mea, altfel îl chem pe soțul meu și va face totul praf. Iulia și-a dat seama că ar fi bine să nu se încurce cu această femeie. A băgat mâna în cuibul de VSP. După o oră a chemat-o pe Natalia la ea. A informat-o cu părere de rău că Iulia era liberă să plece nu mai poți lucra pentru noi, nu mai pot face nimic. Din păcate, Ana este o persoană foarte respectată în orașul nostru, sau mai degrabă soțul ei. Ei donează în mod regulat sume mari pentru grădiniță. Au relații foarte bune în departamentul de educație, în minister, în administrație. Dacă încep să vă apăr, toată lumea se va întoarce împotriva mea, iar eu țin la locul meu. A scris o plângere împotriva ta, a spus că dacă nu te concediez, se va duce la poliție. Nu știu ce va spune, așa că e mai bine să pleci. Te-aș pune în alt grup, dar Anna a spus că dacă te vede odată, va face totul praf. Din păcate, nu te poți ascunde. Îmi pare rău, dar nu mai lucrezi aici. Iulia a fost șocată, dar, spre surprinderea ei, a fost chiar ușurată. Era o muncă atât de grea. Din punct de vedere moral, era prea copleșitor pentru ea să vadă toată nedreptatea care domnea în grădiniță. Aceia erau împărțiți după statutul părinților. Educatoarele se înclinau în fața celor bogați, îi umileau pe cei săraci, pe bone chiar îi tratau ca pe niște servitori. Totul era oribil. După ce a plonjat cu capul în această lume, Iulia a simțit dezgust pentru tot ceea ce se întâmpla aici. Acum se întorcea acasă și nu știa ce să facă în continuare. Din fericire, a reușit să strângă o mică sumă de bani. Având în vedere că nu câștiga prea mult, era chiar o performanță. Ar fi trebuit să-i ajungă pentru câteva luni. Cu toate acestea, era urgent să caute un loc de muncă. Când Iulia a venit acasă, s-a dus direct la duș. Avea nevoie să plângă de multe ori plângea sub duș ca să nu audă copiii. Nu voia ca ei să vadă cât de greu era. Dintr-un motiv oarecare, lacrimile nu au venit, probabil pentru că Iulia era ușurată că acest duș se terminase în sfârșit. După duș s-a frecat și s-a apropiat de oglindă ea însă și cu oarecare jenă. Într-un an și jumătate slăbise 20 de kilograme pe fondul stresului, greutatea a dispărut rapid, pielea a început să se miște și astfel Iulia a început să facă exerciții pe videoclipuri de pe YouTube. Era încă tânără, așa că pielea și-a revenit rapid, iar silueta ei a devenit subțire și îngrijită. Desigur, pe corpul ei mai existau încă câteva vergeturi de la greutatea mare, dar nu erau nimic, nu se vedeau prea mult. Cu garderoba trebuiau să se chinuie, unele lucruri chiar trebuiau cusute era bine că exista o mașină de cusut acasă. Iulia știa să coasă, nu trebuia să cumpere multe lucruri noi. Își cosea rochiile și costumele vechi. Bineînțeles, nu se potriveau prea bine. Iulia nu era o croitoreasă profesionistă, dar s-a gândit că așa ar fi fost bine. Față de cine să arate? Noile relații pe care nu le aștepta, era necesar să se gândească la copii. Dezamăgirea din căsnicia cu soțul ei a fost atât de puternică încât și-a promis că nu se va mai căsători niciodată, chiar dacă nu credea că cineva i-ar putea oferi acest lucru. Iulia a suspinat și și-a pus rochia de casă. Chiar se simțea mult mai bine după ce slăbise. Ședea mai ușor să doarmă mai ușor să meargă mai ușor. Picioarele nu o mai dureau, respirația îngreunată dispăruse. Iulia a zâmbit cu amărăciune, Soțul ei a avut un efect pozitiv asupra ei, într-un fel. În seara asta, copiii s-au culcat singuri. Au observat că mama lor era supărată și au decis să nu o deranjeze. Iulia s-a mutat în bucătărie și a spălat vasele. Și-a făcut o cafea și s-a așezat la masa din bucătărie. După ce a stat acolo câteva minute și a cedat impulsului, s-a îndreptat spre loccie. A experimentat un sentiment ciudat cât timp trecuse de când nu mai fusese aici, cât timp nu mai modelase nimic. Nu se mai atinsese de lut sau de ipsos de foarte mult timp. Întotdeauna se simțea bine când avea mâinile ocupate. Poate că dacă ar începe să modeleze din nou, s-ar simți mai bine. Cumva, cu soțul ei plecat, nu se putea hotăr să vină aici. El îi reproșa mereu că dispărea pe locie, făcând prostii. Acum, Iulia nu se putea hotăr nici măcar să deschidă cutia de lut. Azi era ușurată că nu mai era la grădiniță. De ce să nu mai facă încă un pas decisiv pentru a-și schimba viața? Ce s-ar întâmpla dacă ar sta aici o seară, făcând ceea ce îi plăcea? Nimic nu s-ar schimba. S-ar relaxa și ar pune ordine în gânduri, poate că i-ar veni ceva în minte și ar găsi o cale de ieșire din situația dificilă în care se afla. Era atât de minunat să se întoarcă la ceva ce iubea din tot sufletul ei. De îndată ce mâinile ei au atins instrumentele, Iulia aproape ca plâns. Și de ce se privea de plăcere în tot acest timp? Putea măcar să stea pe loc gea timp de o oră, seara, și să facă lucrul ei preferat. Cu amărăciune, Iulia și-a dat seama că totul era din cauza lui Ion. Cuvintele lui dureroase se așezaseră ferm în capul ei, iar astăzi era ca și cum ar fi scăpat de el. Și-a dat seama că doar ea era stăpâna vieții ei și că nimeni nu avea putere asupra ei. Dacă își dorește ceva, o va face. Și nu trebuie să se gândească la fostul ei soț, care este complet și total neapreciat de ea. Iulia a stat pe loggie până dimineața și și-a modelat o siluetă superbă. Era o fată care își strângea o mână la inimă și o ridica pe cealaltă sus, spre cer. Avea fața întoarsă în sus, iar pe cap avea un șal care îi cobora până la umeri. Stătea în genunchi. Era ceva incredibil. Nici Iulia însă și nu ștedea seama cum reușise să sculpteze peste noapte o asemenea capodoperă. Desigur, contururile feței nu erau foarte clare, dar fiecare gest al acestei persoane în genunchiate exprima disperare și, în același timp, speranța că ar putea primi ajutor. Iulia și-a dat seama că nu era o profesionistă, ci o amatoare, dar era totuși mândră de ea. Nu se mai atinsese de lut de mai bine de un an și jumătate, iar acum își exprimase toate emoțiile în această figură. Era ora șase dimineața când Iulia a terminat, începuse deja să se întărească. Ei bine, peste câteva ore se va lumina și va arăta și mai bine. Iulia a hotărât că va pune figurina pe un piedestal și o va păstra pe raftul ei, într-un loc vizibil, astfel încât figurina să-i amintească de starea dificilă în care se afla de multă vreme, dar acum scăpase de toate lucrurile rele care o deprimau. Acum era hotărâtă ca lucrurile să fie diferite, își va schimba viața. Complete puizată, Iulia s-a prăbușit pe patul ei și a dormit până la ora 12 după amiaza. Copiii s-au trezit singuri. Astăzi era o zi liberă. Dumitru și-a pregătit pentru el și Olga cacao și mici sandvișuri. Iulia s-a trezit cu un telefon. Era prietena ei, Ina. Vrei să mă nebunești? Angela mi-a spus că ai fost concediată. Te-am sunat toată seara, telefonul tău era închis. Mă întrebam ce s-a întâmplat. Mai ai speriat atât de tare încât aș putea să te omor ce s-a întâmplat cu telefonul tău? Iulia abia și-a dat seama că ea era cea care vorbea, s-a întins și a răspuns cu o voce somnoroasă. Ah, da, nu s-a întâmplat nimic. Am fost concediată. Mara ți-a spus deja. Și nu vreau să vorbesc cu ea. De mult a fost necesar să nu mai comunicăm. Am închis telefonul și am lucrat pe logie până dimineață. Și acum mai trezit. Lucrai? Iar ai început să sculptezi din nou. Iulia, ce se întâmplă cu tine? Sunt îngrijorată. Nu știu ce se întâmplă cu mine, simt schimbări în mine, dar nu mi-am dat seama de tot. A spus Iulia nesigură. Așa stau lucrurile. Azi voi veni la tine cu o sticlă de vin și îmi vei spune totul în ordine. Și care este problema ta cu Angela? De ce-ți-a închis telefonul? Ne vedem diseară. Iulia nici nu a avut timp să răspundă. Ina a închis. În seara asta, Iulia voia să petreacă și ea seara modelând, dar știa că dacă Ina îi promitea, cu siguranță va veni. Prietena a venit seara și a adus cu ea nici măcar o sticlă de vin, ci două sticle întregi când prima sticlă se apropia de sfârșit, avuseseră deja timp să discute despre relația cu Angelica, despre munca ei la grădiniță, despre plecarea fostului soț și despre creșterea copiilor. Destupând a doua sticlă, Ina s-a dus la logie. Iulia a găsit-o acolo. Prietena ei avea o privire interesată, privind figura pe care Iulia o modelase noaptea. Iulia nu a mai văzut niciodată o asemenea lucrare. Ai un adevărat talent. Cu siguranță nu te-ai antrenat în tot acest timp. Nu, pentru prima dată după mult timp m-am așezat ieri la lucru. Am făcut această figură peste noapte. Și tu crezi că e bună? A întrebat Iulia cu speranță. E bună? Da, e superbă. Nici nu-mi vine să cred că ai reușit. Ascultă, am o idee. Înainte credeam că e doar un hobby, dar acum văd în asta ceva mai mult. Știi ce? Cred că oamenii ar trebui să vadă ce faci. Avem expoziții regulate în muzeul orașului nostru. Sunt fotografii, picturi, sculpturi, tot ce vrei. De ce nu trimiți acolo o fotografie cu munca ta? Cred că ai putea face bani din asta. De ce nu-ți trimiți lucrările la casele de licitații care vând artă modernă? Am văzut odată la televizor unde se expune totul. Sunt niște piese superbe, iar altele sunt niște gunoaie. Dar există oameni cărora le plac aceste lucruri, iar unii fac o mulțime de bani din asta. Ai un dar, de ce nu-ți încerci norocul? Iulia a zâmbit nervos. Oh, Ina, vei spune și tu, ce case de licitații! Cine are nevoie de meseria mea? Ina a luat-o de mână pe prietena ei. Iulia, dar meșteșugul e o adevărată capodoperă. Te asigur că merită atenția tuturor. Dacă eu nu sunt un cunoscător al artei moderne, cred că merită un premiu, atunci adevărații cunoscători vor smulge cu mâinile și picioarele o astfel de lucrare, crede-mă. De fapt, puteți să vă încercați norocul fără să vă așteptați la nimic. Dacă nu iese nimic, nu va fi nicio dezamăgire. Dacă ai noroc, Imaginează-ți cât de norocoasă ar fi. Nu poți ști niciodată unde te așteaptă succesul. De asta ai nevoie. Văd că te-ai gândit mult la această figurină. Cred că o pot auzi chiar șoptind o rugăciune. Gândește-te la ce ți-am spus. Dacă te hotărăști, te voi ajuta. Vom trimite împreună scrisoarea cu fotografiile, te voi ajuta să scrii o scrisoare literară. Iulia a trecut peste asta și s-a regăsit, dar i-a plantat și îndoiel. Există un motiv pentru care s-a născut într-o singură noapte. Deci ea chiar valora ceva. Iulia își pusese sufletul în ea. Cineva o să-i placă cu adevărat. Poate chiar va prin bani pentru ea. E o lume fantastică, dar totuși, orice se poate întâmpla. Totuși, după ce prietena ei a plecat, Iulia a renunțat la idee, sub influența alcoolului a credea în ceva ce nu putea fi. Expozițiile și licitațiile sunt pentru oamenii care știu ceva despre artă. Și cine era ea? Nimeni nu a învățat nimic și nicăieri. Era doar o mamă singură cu doi copii. Trebuie să găsească un loc de muncă pentru a-i hrăni, iar acesta este un hobby pentru suflet și o consolare dar nu putea fi serioasă, așa cum spusese soțul ei. Prostie. Nu-i va aduce venituri și succes. Iulia a început să caute un loc de muncă. Voia să se angajeze, să aibă o soră, dar nu o luau nicăieri. A stat acasă ani de zile, nu a lucrat nicio zi după facultate. Un spital i-a spus că diplomele și invaliditatea trebuie să te specializezi și să te recalifici pentru a o confirma. Iulia nu știa dacă era adevărat sau nu, dar nu avea să mai studieze niciodată. Trebuia să-și găsească măcar un loc de muncă. S-a angajat într-un magazin ca vânzătoare, dar după o lună a fost concediată pentru că s-a descoperit o mare lipsă. Iulia și-a dat seama că s-ar putea să fi fost de vină. Nu se ocupase niciodată de bani, i-a fost greu să se implice în muncă. Făcea mereu calcule greșite, greșea cifrele. Clienții se plângeau de ea că lucra prea încet, iar ea și-a dat seama că acest loc de muncă nu era cu siguranță pentru ea. Pentru o vreme a trebuit să se angajeze ca femeie de serviciu, curățând intrările. Îi era rușine că avea studii și lucra ca femeie de serviciu, dar asta i-a un venit. Pentru o vreme a trebuit să renunțe din nou la hobby ei. De fiecare dată când se ducea la Loggia, își amintea cuvintele prietenei ei și pleca imediat, fără să se angajeze. Încerca să nu-și amintească ce-i spusese Ină. Era atât de tentant, încât părea o himeră. Apoi, într-un sfârșit de săptămână, într-o seară, Iulia s-a simțit foarte mohorâtă și s-a hotărât să mucegăiască ceva. A scos o sticlă de vin din dulap, a pus copiii la culcare și și-a turnat un pahar, s-a așezat pe scaunul ei. După ce a stat acolo o jumătate de oră, și-a dat seama că mă mâncau mâinile, îmi doream atât de mult să lucrez. A suspinat și-a mai turnat un pahar și a început să-și așeze sculele. De data aceasta a stat din nou până dimineața și a modelat figura unui bărbat. Purta o mantie și-și încrucișa brațele la piept. Avea capul ușor plecat, ca și cum ar fi privit ceva. Întreaga lui postură exprima aroganță și negare. Când figura a fost gata, Iulia a privit-o cu atenție și deodată și-a dat seama. A tras perdeaua înapoi și a scos de pe pervazul ferestrei figura unei femei îngenunchiate. Și a așezat-o lângă bărbat, iar gura ei s-a deschis de surpriză. Aceste figuri se completau reciproc, era ca și cum nu existau separat, ci era una singură. Femeia era îngenunchiată și întindea mâna spre bărbat, iar acesta stătea în picioare și o privea de sus, ca și cum femeia ar fi cerut milă, iar bărbatul o respingea. Oh, nu a putut spune decât Iulia, și într-adevăr, o astfel de lucrare este demnă de a fi văzută de alții. Nimic de care să ne fie rușine. Este o amatoare, dar a executat aceste capodopere cu atâta suflet și simțire încât ele transmit toate emoțiile ei. E ca și cum ar fi vărsat tot ce a simțit în aceste figuri se simțea ușoară la suflet, chiar dacă era aproape la jumătatea unei sticle de vin. Era claritate în mintea ei. Iulia știa foarte bine ce avea de gând să facă în continuare. Lăsând figurile pe masă, a mers în dormitor, a căzut pe pat și a leșinat instantaneu. Câteva ore mai târziu s-a trezit și a sunat imediat ei. O să-ți trimit acum o poză, e o altă lucrare de-a mea, spunem dacă nu te face să simți că vă lipsește ceva. Uită-te la ea și apoi sună înapoi. Bine, a spus Iulia. Da, dă drumul, te aștept. A răspuns Sina. Iulia a făcut o fotografie a figurii bărbatului și a trimis-o. Și nu exact un minut mai târziu a primit un telefon de la prietena ei. Iulia a răspuns la apel cu mâna apăsată pe inimă știu, știu ce lipsește, figura acelei femei îngenunchiate. E ca și cum ar fi o singură sculptură, nu-i așa? Ai modelat bărbatul special pentru a se potrivi cu ea. A întrebat Ina entuziasmată. Nu, nu mă gândeam deloc la femeia îngenunchiată. Am sculptat bărbatul doar ca să mă distrez, a răspuns Iulia gânditoare. Nu, dragă, ai sculptat-o în mod conștient. Ai un adevărat dar aveai toată imaginea în cap fără să te gândești. Acum sunt sigură în proporție de 1000% că trebuie să trimiți o fotografie a lucrării tale. Iulia a suspinat și a închis ochii. Probabil că ai dreptate, ar trebui să-mi încerc norocul, i-a spus ea prietenei sale. Și apoi totul a scăpat de sub control. Reprezentantul uneia dintre licitații, care din întâmplare se desfășura în orașul lor, a răspuns la scrisoarea Iuliei erau interesați de figurine și au acceptat cu plăcere să le pună la licitația lor. Iuliei nu-i venea să creadă ce fericită era. Licitația urma să aibă loc într-o săptămână din Iulia. A trimis două cărți de invitație. S-a hotărât să meargă împreună cu Ina, care era instigatoarea tuturor acestor lucruri. Și atunci au început să se întâmple lucruri și mai minunate. La licitația lucrărilor iuliei, și mai mulți cumpărători au fost interesați. În prima zi a licitației a fost doar o expoziție. Oamenii se plimbau și se uitau la diverse obiecte de artă modernă. Lângă sculptura ei era o mulțime de oameni. Ea se temea să se apropie, foarte îngrijorată că lucrarea ei nu-i place nimănui. Dar ea s-a înșelat. Sculptura din două figuri a făcut furori. A doua zi a avut loc o licitație au fost mai multe persoane care au concurat pentru sculpturile ei. Figurinele unui bărbat și ale unei femei au imit-o pe Iulia. Având în vedere că organizatorii licitației au primit un procentaj solid, Iulia avea totuși pe mână o sumă impresionantă. Nu-i venea să creadă ce noroc avea. După licitație s-au petrecut evenimente și mai ciudate, magice. A fost abordată de mai mulți reprezentanți ai unor expoziții din alte orașe. I s-a oferit să-și expună lucrările alături de ei. Iulia a recunoscut că nu avea încă suficiente lucrări. Organizatorii au fost de acord să aștepte câteva luni pentru ca ea să fie pregătită pentru expoziții. Banii pe care i-a primit pentru figurinele unui bărbat și ale unei femei au fost suficienți pentru o viață fără probleme timp de câteva luni. În tot acest timp, Iulia a lucrat și în fiecare zi a adăugat o nouă sculptură. După ce și-a expus lucrările în mai multe orașe, a devenit populară, iar sculpturile au fost cumpărate cu o viteză de invidiat. Iulia a primit o sumă de bani pe care nu o mai văzuse în viața ei. Apoi a fost invitată să-și expună lucrările în oraș. Muzeul de Artă Modernă i-a alocat o mică sală în care putea să-și expună cât de multe dintre lucrările ei dorea. Era o expoziție liberă, aici puteai nu doar să privești, ci și să cumperi. Iulia a căpătat rapid o popularitate imensă. În doi ani era deja nu doar bogată, ci și celebră în orașul ei. A fost un adevărat succes, succesul la care i-a aspirat de la bun început. Și a reușit să realizeze totul. Acum era încrezătoare și autosuficientă. Nu-și mai putea face griji pentru viitor. Își va putea hrăni copiii. Ion se uita cu ciudă la ecranul televizorului își vedea fosta soție. Trecuseră zece ani de când divorțaseră. Totul se schimbase. Ion se îmbăta încet, iar soția lui era la televizor. Merită el o astfel de viață. Este corect? După ce a divorțat de Iulia, Ion a plecat cu Alina în alt oraș. Șase luni mai târziu, i l-a părăsit. Vedeți, el încalcă prea mult libertatea. El voia doar să se căsătorească cu ea. Nu și-a mai găsit niciodată un loc de muncă normal, și a început să bea încet. Era îngrijorat de faptul că Alina dispărea constant la serviciu cu prieteni noi. În cele din urmă, fata nu a mai putut suporta și l-a trimis în toate cele patru părți. Avea o mică economie, iar el a închiriat un apartament și s-a dus să lucreze la fabrică. Cu toate acestea, pofta de alcool nu a dispărut, ci doar a devenit din ce în ce mai aprinsă. Toți cei zece ani a lucrat la fabrică. Brigadier nu a fost pus, pentru că Ion era prea îndrăgostit de alcool, nu a început noi relații, era supărat pe femei. După Alina, nu a mai avut încredere în nimeni, au existat legături ocazionale. O femeie chiar îl plăcea, a vrut să trăiască, dar dependența lui de alcool a distrus tot ce îi se putea întâmpla bun. Ion era singur în lume, nu comunica cu copiii săi, nici măcar nu se gândea la fosta sa soție. Iar acum o vede la televizor. A intrat imediat pe internet și a găsit o mulțime de lucruri interesante. Se pare că soția sa a devenit o femeie foarte populară și bogată și încă a obținut succes. Hobiul ei s-a transformat într-o slujbă profesională. Se pare că a câștigat o avere decentă din figurinele ei. Avea o casă luxoasă, o mașină străină de lux. Nu-mi vine să cred că a plătit atât de mult pentru aceste sculpturi încât să fie atât de bogată. El este nevoit să ducă o existență mizerabilă în această baracă închiriată să lucreze într-o fabrică. Nu a fost corect de ce nu reușise când erau căsătoriți și de ce nu era atât de frumoasă. Slăbise mult, slăbise mult, era subțire, bine îngrijită, complet diferită de fata încovoiată o grasă care fusese în fața lui. O recunoscuse doar pentru că i-a păruse numele la televizor. Bineînțeles, când se uitase mai atent, își dăduse seama că ea, hobiul ei de pe vechea logie, fusese cea care o transformase pe fosta lui soție într-o frumusețe de succes. De supărare, Ion s-a îmbătat atât de tare încât nu a mai putut merge la serviciu dimineața. Când s-a trezit și s-a trezit cu mahașmureală, s-a uitat la apelurile de pe telefon. A primit 50 de apeluri. Dar Ion a decis să-și ignore șeful. El știa deja ce avea de gând să facă. Se va duce acasă și îi va cere ajutorul fostei sale soții. Iar trebuie să l-ajute la urma urmei, el o ajutase atunci când erau căsătoriți, asigurase întreținerea familiei atunci când ea se hotărâse să-și lege viața de artă, îi cumpărase uneltele cu care se juca pe logie. Da, el făcuse toate astea, iar ea ar fi trebuit să-l ajute și ea. Și el va încerca să se conecteze cu copiii lui, ar plânge la ei, le-ar spune că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat, le-ar spune că este pur și simplu rușine să fie în contact cu ei pentru că i-a abandonat, le-ar cere iertare. Spera cu adevărat că, cu ajutorul fostei sale familii, va reuși să-și refacă viața. În aceeași zi Ion și-a cumpărat un bilet de tren, și-a făcut o valiză și a plecat spre orașul său natal cu speranța că se îndreaptă spre o nouă viață. Chiar cu valiza în mână a stat în fața casei Iuliei și a copiilor săi. A sunat de câteva ori la sonerie. De clopotul de la poartă. Dar nu i-a răspuns nimeni. Jumătate de zi a stat lângă poartă, din când în când se așeza pe valiză. Picioarele îl dureau de oboseală. Îi era teribil de foame, dar aștepta cu încăpățânare, fără să vrea să piardă ocazia. Iulia a sosit seara. Poarta a început să se deschidă cu mult înainte de sosirea mașinii. Ion a sărit imediat în sus și s-a pus lângă ei, ca să nu poată trece pe lângă ea. Mașina s-a oprit la câțiva metri de el. Iulia a coborât din mașină și a devenit palidă când și-a recunoscut soțul. Ion, chiar tu ești! a spus ea uimită. Ion a zâmbit ușor și și-a întins mâinile. Da, eu sunt Iulia, trebuie neapărat să vorbesc cu tine. Poți să să-ți faci puțin timp liber pentru mine. E importantă. Nu știu despre ce am putea vorbi. Bine, bine, stai deoparte, eu mă duc până la garaj, deschid poarta și intri. Câteva minute mai târziu, Ion era la noua casă a fostei sale soții. Se uita în jur cu admirație. Casa era imensă, nu visase niciodată la așa ceva. Soția lui reușise să câștige singură banii pentru ea, ceea ce îl făcea să se simtă și mai sigur. Iulia l-a condus în birou. Dar despre ce voiai să vorbești cu mine? a întrebat ea cu răceală. Și atunci Ion a început să-și dea seama de planul său de acțiune. Pe un ton jalnic a început să povestească despre viața lui a spus că fata care l-a sedus, l-a înșelat cu cruzime, l-a forțat să divorțeze de Iulia, promițându-i că îi va aranja o slujbă bine plătită în alt oraș. Dar totul a fost o înșelăciune. Când s-a mutat, ea l-a părăsit, iar el a rătăcit pe străzi, încercând să-și găsească subzistența. Apoi, un om bun i-a găsit un loc de muncă la o fabrică. A dormit o vreme într-un adăpost pentru persoane fără adăpost, apoi a reușit să închirieze un apartament. În tot acest timp îi părea foarte rău pentru ceea ce îi făcuse Iuliei și copiilor, dar îi era teribil de rușine să se apropie de ea. Acum a fost concediat și nu mai putea închiria un apartament. I-a cerut ajutorul Iuliei și a rugat-o să-l lase să locuiască în vechiul lor apartament. Voia să înceapă o viață nouă, să încerce să se descurce cu copiii. Vorbea non-stop. Iulia nu a putut să scoată nici măcar un cuvânt. Apartamentul a fost vândut. Ce o să mă fac? Mă bazam atât de mult pe ea. Nu am nevoie de nimic de la tine, nu te mai deranjez. Voiam doar să stau un apartament până mă pun pe picioare. Chiar vreau să mă apropii de copiii noștri. Îmi pare atât de rău că am ratat aci zece ani. Am pierdut atât de multe, dar e numai vina mea. Ei bine, e mizeria mea de curățat. Ei bine, nu mai am nimic de făcut aici. Îmi pare rău că te-am deranjat. Ion a suspinat, a făcut o privire tristă și s-a ridicat, pregătindu-se să plece. Așteaptă, stai, l-a oprit ea. Ion i-a aruncat o scurtă privire și și-a coborât ochii pe podea. Gemuit modest pe marginea scaunului, și-a încrucișat brațele în fața lui. Iulia s-a gândit la ceva timp de câteva minute bătând cu degetele pe masă și fără să-și ia ochii de la soțul ei. Îi era milă de el. Într-adevăr, el o sprijinise atunci când se hotărâse să se apuce de sculptură. La un moment dat, chiar crezuse că va reuși. A încercat să uite insultele pe care îi le aruncase înainte de a pleca. Într-adevăr, dacă fata îl sedusese, îl forțase să divorțeze, atunci el era doar parțial vinovat pentru destrămarea familiei lor era rușine să sune, iar acesta era un lucru bun. Așa că și-a dat seama că era vinovat în fața ei, în fața copiilor. Poate că merita să-i dea o a doua șansă. Iulia, desigur, nu avea de gând să se întoarcă la el, voia doar să-l ajute. Dacă ar fi putut lua legătura cu copiii, aceștia ar fi avut un tată. Merita și el fericirea, la urma urmei, iar reușise să realizeze totul. De ce nu împărtășește o parte din succesul ei cu fostul soț? El însemna mult pentru ea. Acum nu mai simte nimic pentru el, ci doar milă. Dar și el merita un nou început. Iar ea era dispusă să o ajute. Bine, te voi ajuta, dar nu o fac pentru că mi-ai povestit despre viața ta, ci pentru că ești tatăl copiilor noștri. Și noi am avut momente frumoase și ne-am iubit unul pe celălalt. Asta este în trecut, dar în amintirea vremurilor bune, voi face tot ce pot. Îți voi da bani și îl voi pune pe asistentul meu să-ți găsească un loc unde să locuiești. Voi cumpăra o căsuță pentru tine. Unde vei putea începe o viață nouă? Te voi ajuta să-ți găsești o slujbă. Cunosc o mulțime de oameni cărora le-ar plăcea să te ajute, dar trebuie să-mi promiți că te vei purta frumos. Nu pot garanta pentru tine decât dacă sunt sigură de asta. I-a dat niște bani, și Ion a luat o cameră de hotel. O săptămână mai târziu, Iulia a sunat să spună că a oficializat cumpărarea casei. I-a dictat adresa pentru ca el să ajungă acolo cu mașina, iar seara i-a dat cheile. Îți voi da numărul de telefon. Vei suna un bărbat pe nume Vladimir. Și el te va ajuta cu treaba. Mâine plec cu copiii la expoziție. Le-am spus că te-ai întors și că sunt dispuși să discute. Voi fi în Europa. Peste trei săptămâni o să ne întoarcem. Când te voi suna, poți să-i cunoști. Dumitru se comportă cam precaut, dar Olga e entuziasmată de întoarcerea ta. Are mari speranțe că lucrurile se vor rezolva. Nu mă dezamăgi, Ion. Am făcut destule. Tot ce trebuie să faci este să profiți de ajutorul meu. Dacă totul va merge bine pentru tine, mă voi bucura. Totul va fi bine, îți promit. Nu te voi dezamăgi, a răspuns Ion cu bucurie. A doua zi, Iulia a zburat cu copiii la expoziție. Stând în avion, ea a simțit un fel de anxietate. I se părea că se va întâmpla ceva rău, dar ea credea că este vorba de emoția întoarcerii soțului ei. Spera că totul va fi bine. Au trecut trei săptămâni. Iulia s-a întors dintr-o călătorie și l-a sunat pe Vladimir, iar acesta i-a spus că fostul ei soț nu l-a sunat niciodată. Iulia a fost foarte surprinsă de acest lucru și a plecat. Cine nu ce a văzut când a ajuns a șocat-o. A ieșit la ea nebărbierit și respira o asemenea halenă de alcool, încât aproape că s-a dat înapoi. În toate aceste zile în casa soțului ei era o adevărată beție. Ion, ce se întâmplă? De ce nu l-ai sunat pe Vladimir? Trebuia să-ți găsească o slujbă. Și ce fel de companie ai acasă? Dai o petrecere. O, Iulia, te a întors. M-aș fi pregătit pentru sosirea ta. Aceștia sunt vechii mei prieteni de la fabrică, am lucrat cu ei. Nu l-am sunat pe Vladimir, pentru că mi-am găsit singur un loc de muncă, deși am lucrat doar trei zile. Dar asta nu contează. Oricum o voi găsi. Sărbătorim ziua de naștere a lui Vasile sau Maxim, sau poate a lui Denis, nu mă amintesc, dar nu contează. Îi scot pe toți afară și putem vorbi. Dar Iulia a refuzat să vorbească acum cu el. A decis că va veni a doua zi și spera că el va fi treaz. Mâine Ion a întâlnit-o deja treaz, dar după privirea lui și după mirosul care venea de la el și-a dat seama că băuse de mai bine de o zi și 24 de ore. Înainte ca ea să poată spune un cuvânt, el a început să plângă din nou, cerându-i iertare, spunând că își va găsi cu siguranță un loc de muncă, că se va hotăr. Doar aceste șocuri i-au provocat o poftă de alcool, iar el a fost atât de fericit să se întâlnească cu foștii prieteni. Iulia, totul va fi bine, nu te voi dezamăgi. O să-mi revin, îți promit. Ți-am promis, nu-i așa? Doar că mi-am tratat prietenii câteva zile la rând și am rămas fără bani. Poți să-mi dai mai mult. O să-ți dau înapoi, îți promit. O să-i câștig și o să-ți dau înapoi. Și ajută-mă din nou. Trebuie să mă curăț și să trăiesc din ceva până-mi caut o slujbă. Nu te voi dezamăgi, ai încredere în mine. Iulia și-a dat seama că fostul ei soț se folosise de ea și căzuse în plasă. Din nefericire, în acești zece ani, el devenise cel mai adevărat alcoolic, și acum doar manipula, încercând să-i provoace milă. Nici măcar nu era sigură că el îi spunea adevărul despre viața lui. Cel mai probabil, fata cu care o înșelase nu îl obligase să divorțeze de ea. El o făcuse de bunăvoie acum își dădea seama de ce fusese atât de neliniștită în inima ei. Era ca și cum ar fi simțit că totul nu va fi așa cum își dorea să fie. Iulia a refuzat să-i dea banii. Când a auzit un refuz ferm, ochii lui au sclipit furioși. Cum adică nu? Cum poți să te gândești? Avem copii în comun, eu sunt tatăl lor, îmi ești datoare să mă ajuți. Voi spune copiilor că-ți bați joc de mine atunci poate ar fi mai bine să le spui de ce ne-ai abandonat și timp de 10 ani nici măcar nu ne-ai sunat. A întrebat Iulia cu un zâmbet. Dar parcă Ion parcă nu o auzea. El continua să spună același lucru. Trebuie să mă ajuți, trebuie să mă ajuți, trebuie să mă ajuți. Ai o mulțime de bani, o casă luxoasă, toate astea datorită mie. Tu ai realizat totul, eu te-am sprijinit, tu trebuie să mă sprijini pe mine, altfel nu știu ce să-ți fac. Iulia a râs. Își dădea seama cât de absurdă era toată această situație. Trebuie să scape de el cât mai repede. Nu mai vrea să stea în preajma fostului ei soț. Știi ceva, nu mă mai suna, că nu răspund la telefon. Stai aici cât vrei, plătește utilitățile. Dacă nu le plătești singur, vei regreta. Nu eu am nevoie de casa asta, ci tu. Dacă ți-o vor lua pentru datorii, nu mă voi supăra. Nu te voi mai ajuta cu banii. Ține minte asta. O să le spun copiilor totul. Depinde de tine să decizi ce vrei să faci. Ai două opțiuni. Las o baltă sau făte deștept. Viitorul tău, Ion, depinde de tine. Iulia a plecat. Nu regret că l-am întâlnit pe soțul ei 10 ani mai târziu în acest mod ea doar s-a asigurat că nu se mai poate baza pe el. Ea nu se va gândi la asta. Lasă-l să-și trăiască viața așa cum îi place. Ea are propria ei viață. Au trecut doi ani. Iulia stătea într-un salon de nunți în fața unei oglinzi imense. Purta o rochie albă superbă de la un designer popular. În curând avea să fie soția unui bărbat frumos pe care îl cunoscuse în Europa. Era ciudat că întâlnirea lor a avut loc atât de departe de casă, pentru că bărbatul era din același oraș ca și ea. Alexandru s-a dovedit a fi un om de afaceri de succes, avea un lanț de restaurante și era un iubitor de artă modernă. Îi plăceau la nebunie sculpturile create de Iulia, și chiar a cumpărat câteva dintre lucrările ei. Acestea stăteau în casa lui. Și apoi s-au întâlnit în Alexandru de la prima întâlnire s-au îndrăgostit unul de celălalt, dar cel puțin așa a spus Alexandru. Iulia l-a tratat de ceva timp cu neîncredere. După fostul ei soț, ea nu avea încredere în bărbat, dar Alexandru a făcut-o să creadă și să iubească. Așa de tare că și-a acceptat chiar să se căsătorească cu el, deși nu din prima. Alexandru a fost nevoit să o ceară în căsătorie de trei ori și abia a treia oară a fost de acord. În acești doi ani nu s-au întâmplat doar evenimente bune, au existat și momente neplăcute. Acestea îl vizau pe fostul ei soț. După ultima lor întâlnire, el nu s-a hotărât, a continuat să bea, împrumutând bani de la prieteni. Alcoolul atât de ușor nu l-a lăsat să plece. În timpul unei alte beții a dat foc casei și a supraviețuit în mod miraculos. A început să cerșească și a rămas fără casă pe stradă. Apoi, într-un acces de furie la beție, a încercat să jefuiască un mic magazin. Nu a reușit, a fost adunat și a fost chemată poliția. Ultimul lucru pe care Iulia l-a știut a fost că a ajuns la închisoare. Nu a mai auzit niciodată de el. Fie că era încă în închisoare, fie că era liber, fie că era mort. Nu a mai știut nimic. Dar soarta lui nu a mai îngrijorat-o pe Iulia. Ea era fericită. A fost capabilă să-și construiască o nouă viață, să reușească să-și găsească jumătatea. Și era atât de minunat, încât era gata să strige la toată lumea de fericire. Și a strigat în liniște, pentru ea însă și mental.